dragi prieteni, bun venit la Satul Cuantic. Invitatul emisiunii, care fiecare dată este domnul Antonie Alexandru, coach, trainer și terapeut. Domnule Antonie, vă mulțumesc pentru accept și continuăm discuția noastră despre relații, da? Care este un subiect atât de vast. Da, bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Da, mulțumim și noi. Da. La ultima emisiune am vorbit de diferențierea modelelor de interacțiune. Nu? Vorbeam despre tipuri de relații în care se manifestă iubirea și spuneam că în cadrul acelor tipuri de relații ceea ce caută personalitatea este să se încarce mai mult cu o stare de conectare la nivel de iubire, iar în ceea ce privește cel de-al doilea tip de relații sau al treilea, că vorbeam că există trei modele la care fac eu referire, ar fi acela în care există un barter sau acela în care unul dintre parteneri sau ambii obține de la celălalt ceva în sensul că impune, ca o sclavie, da? Da. Interiorul relației. În esență, spuneam că la emisiunea trecută că modelul nostru, mai să zicem, transgenerațional, pe care ne lasă cei care ne-au creat sau cei care ne-au dat zestrea genetică după care ne manifestăm, au o influență foarte mare. Au o influență nu numai la nivelul fiziologic, au o influență foarte mare și la nivelul emoțional, ca modele, ca sisteme de valori, ca predispoziții și ca tipologie de poziționare în interiorul nostru și ceea ce căutăm, care este ecoul, care este ca și cum străbunii se manifestă prin noi și atunci fiecare persoană întrupată, de fapt, ce face? Ascultă o voce din interior sau, hai să zicem, un set de voci, milioane de voci, miliarde de voci, care creează o realitate internă pe care noi o reproducem pas cu pas. Și spuneam că, în esență, cele vocile care cumva comunică continuu și creează un ecou, îl fac pe cel care își formează o personalitate să se definească prin acel model, să se definească prin acele voci, prin acele predispoziții și cumva avem tendința să reproducem continuu un model existent. Ăsta e și motivul pentru care dacă stăm și analizăm din punct de vedere al regresilor în alte vieți, în momentul în care eu mă întrupez într-un corp care are în spate o predispoziție spre iubire, voi manifesta iubirea, da. Preponderent, pentru că acolo este baza de arhivă transgenerațională. Dacă mă manifest pentru un corp care are în spate manifestarea agresivității, voi manifesta agresivitate preponderent. Dacă are în spate un model care are în spate minciună, voi manifesta minciună. Ce vreau să spun este că în momentul în care tu, ca și partener de cuplu, te întrupezi, da? Că prezența de lumină vine la întrupare și a corpul activează memoria din corp, care prima este transgenerațională, apoi își activează memorii translife. În moment, și aici vorbim de personalitatea care cumva intră în contact cu acele memorii, în acel moment ai putea să spui că vei atrage în viața ta, exact ce spuneam pe specificul cauze-efect, vei atrage în viața ta modelul care cumva este structurat în arhiva ta informațională. În momentul în care atragi un partener, e nevoie să înțelegem că atragem un partener care este la fel ca noi, exact în acel moment specific. Da. Asta ce înseamnă? Că dacă eu intru în contact cu zestrea mea informațională și am o poziție de, hai să zicem, de magnetism, adică cumva sunt magnetizat de un model intern, și am un comportament identic cu ceea ce sunt magnetizat. Am o furie, manifest furia, mi se pare normal să fiu furios și atunci o duc în exterior ca fiind un comportament normal. Voi atrage în viața mea pe cineva care este la fel la nivelul câmpului, nu neapărat și în modul de comportament. Furia și-o poate exprima într-un mod diferit de modul în care o exprim eu. Ăsta e și motivul pentru care la nivel de cuplu e nevoie să definim
pe cei intern-externi, adică cei care duc comportamentul, atitudinea, manifestarea către interior și zicem că este intern. Cu alte cuvinte, interacțiunea lui este cu mediul interior, cu imaginea interioară a realității, iar cei care sunt externi se manifestă în raport cu externul, adică cu realitatea externă, cu imaginea în exterior a realității interioare. În esență e același lucru. Da. Doar că o persoană care este internă, pentru o persoană care este internă, dacă se conectează sau intră în relație cu altă persoană care este tot internă, nu se întâlnesc din punct de vedere al modelului la nivelul corpului sufletesc. Nu se întâlnesc ca și conștiență. Și atunci o persoană internă are nevoie să intre în contact în general sau intră în contact în general cu o persoană externă. De ce? Pentru că persoana externă ce face? Îl caută, da? Și atunci îl și găsește. Cu siguranță. Dar cum îl găsește? Îl caută la nivel extern și îl forțează pe cel intern să iasă la suprafață. Și când cel intern iese la suprafață, cel care este extern fuge în interior. Da? Și atunci, în esență, este o călătorie interioară, exterioară, în care fiecare între ea ocazia să-și manifeste comportamentul interior în exterior sau comportamentul exterior să-l vizualizeze ca un model interior. Cu alte cuvinte, e o stare de conștiență pe măsură ce avem acest schimb de poziții. Dacă două persoane interne se întâlnesc, fiecare este în interiorul lui, este ca și cum dacă eu sunt în interior și partenerul este sau partenera este în interior, în momentul în care stăm în aceeași cameră, este ca și cum celălalt nu există. De ce? Există în interiorul meu, dar în afară eu nu pot să am conștiența faptului că există. Și atunci noi nu avem o interacțiune externă. Și atunci, cumva, la un anumit nivel, avem sentimentul că nu avem un partener, nu? Și atunci, dacă două persoane sunt foarte exterioare, în momentul în care sunt foarte exterioare, pentru că avem și o lume interioară, avem sentimentul că nu ne mai întâlnim cu partenerul nostru unde? În interiorul nostru, pentru că toată energia lui se duce în afară. Da. Și atunci, pentru că avem această poziționare intern-extern, în raport cu reprezentarea realității pe care o avem fiecare, când două persoane sunt împreună, dacă unul joacă un pol extern și unul joacă un pol intern, în momentul acela putem să spunem că între ei se poate crea o relație. Dacă unul stă doar într-o poziție polară și celălalt în poziție polară opusă, am putea să spunem că unul este continuu extern și unul este continuul intern. Ideea este că în momentul în care eu sunt continuu extern și celălalt este continuu intern, e ca și cum îl forțez pe celălalt să stea continuu în intern și ca să pot eu să manifest prezența în exterior. Ăsta e și motivul pentru care mi-este normal mie cel care manifestă în extern ca celălalt să nu se manifeste și să fie retras și să mă lasă pe mine să fiu expansiv în realitate externă. Dar atenție, în acel moment celălalt trăiește în interiorul lui și are viața lui interioară proprie, personală și ne creează o aparență că de fapt ne întâlnim. Dar în esență noi nu ne întâlnim. Chiar dacă aparent ne întâlnim. Ei, în momentul în care vorbim de primul model de parteneri care sunt parteneri care stau în iubire, acei parteneri care sunt în iubire sunt și interni și externi. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care la nivel de relație de cuplu am posibilitatea să fiu intern acum și extern peste 10 minute, înseamnă că n-am o problemă neapărat de un atașament de a sta în interior sau de a sta în afară. Când un partener este intern și extern, adică după nevoie, îl forțează pe celălalt să fie intern și extern, după nevoie. Este ca la un dialog, da? Doi parteneri de cuplu discută. Da. Atenție! În momentul în care unul vorbește, obligatoriu, celălalt trebuie să tacă, să ascultă. Adică când unul vorbește, este extern și are comportamente de manifestare în exterior, adică exprimă interiorul prin model, în momentul acela ce face celălalt? Intră în interior și își construiește reprezentarea realității prin prisma a ceea ce celălalt exprimă. Da? Și cu alte cuvinte, își modifică realitatea interioară pe baza unor informații pe care le primește. Dacă nu face acest lucru, nu modifică realitatea interioară, înseamnă că el ce face? Rămâne atașat de un model de realitate interioară și el stă și este tot extern, dar nu ascultă sau nu vrea să vadă care e modelul intern a prezentării celui din fața lui și atunci cumva pierde
esența comunicării. Asta înseamnă că cei doi nu comunică. Nu comunică. De fapt, ei comunică, dar fiecare în realitatea în lui. În realitatea lui. De fapt, nu există o interacțiune între parteneri. Ăsta e și motivul pentru care sunt foarte multe cazuri în care, dacă ambii sunt externi, unul vorbește despre treaba lui și celălalt vorbește în capul lui despre treaba lui. Ambii, în esență, sunt externi în momentul respectiv și nu caută să creeze o legătură intern-extern unul în relația cu celălalt. De exemplu, când două persoane se întâlnesc, vorbim în relații de cuplu sau în relații interumane, când unul povestește ceva, eu caut în interiorul meu să văd imaginea realității pe care celălalt mi-o prezintă, pentru că noi ce facem? Luăm piese informaționale de tipul noțiuni, cuvinte, la care le-am dat-o prin simbolism, o reprezentare. Dacă noi ce facem? Ne uităm la un scaun și zicem, am un scaun alb, am o imagine de scaun alb și când cineva îmi spune că a făcut, că îmi vorbește despre un scaun alb, ce o să fac? Iau din harta mea, din biblioteca mea, toate imaginele de scaune albe. Da? Dacă persoana respectivă nu îmi spune, vezi că e scaunul alb din modelul ăla, de la firma aia, la, atunci eu ce fac? Caut un scaun alb care mi se pare mie că ar trebui să fie exact ceea ce spune celălalt. Dacă în schimb celălalt îmi spune, vezi că e scaunul ăla alb, atunci este specific. Acel scaun alb nu este orice scaun alb. Da. Și atunci reduc din harta mea, din biblioteca mea, reduc noțiunea la o imagine specifică. Și atunci noi, când vorbim, ce facem? Când celălalt ne povestește ceva, din biblioteca noastră informațională, din reprezentarea noastră despre lume, construim imaginea ceea ce celălalt ne povestește. Da? Și pe măsură ce o construim și ne uităm dintr-o perspectivă la ea, din perspectiva pe care celălalt ne prezintă, în momentul acela începe să înțelegem acel model de poziționare. Da? Asta ce înseamnă? Că din perspectiva comunicării, un partener transmite o informație și celălalt partener încearcă să înțeleagă poziția lui și modul în care el interpretează acea realitate. Întrebarea este câți oameni fac la nivel de cuplu acest lucru? Da, urma să întreb. Da? Foarte și răspunsul, puțin. Și răspunsul este foarte puțin. De ce? Pentru că, în esență, ca să poți să faci asta, e nevoie să stai exact în polul opus pe care celălalt îl ocupă. Dacă unul este foarte extern, tu ai nevoie să fii intern, să te uiți la reprezentarea realității pe care celălalt o prezintă, adică să o construiești, să o vezi, să o înțelegi, să o dinamizezi, ca să-l înțelegi pe el ca trăire în contextul lui de poziționare. Atenție, ca să pot să-l înțeleg pe cineva, am nevoie să construiesc, să mă duc exact în experiența similară, adică să mă duc exact în mediul pe care el mi-l prezintă. Și am două posibilități. Fie să trăiesc o experiență similară, ca să pot să înțeleg de fapt ce vrea să-mi zică omul, fie construiesc imaginea în interior și trăiesc în interior starea. Și atunci l-am înțeles. Și atunci pot să zic, da, te înțeleg. Dacă am în memoria mea, hai să zicem, un eveniment prin care eu am trecut, care cumva se potrivește pe structura lui, ce fac? O să aduc din memoria mea, din memorie, acea imagine, acea experiență care se potrivește cu memoria, cu ceea ce îmi povestește partenerul, o deschid, intru în poveste și atunci îl privesc din poveste ca și cum e aceeași. Și atunci zic, da, te înțeleg pentru că am fost și eu acolo. Da? Și atunci cumva avem o memorie comună. Dar dacă nu avem o memorie, adică n-am o memorie la care să mă raportez, am nevoie să o construiesc. Da? Adică să fiu flexibil față de partener. Asta înseamnă să pot să simulez în interiorul meu imaginea realității pe care el mi-o prezintă. Cu alte cuvinte, călătoresc în locul pe care el mi-l explică. Ei, mai există încă un caz, a celor care cumva sunt foarte fluizi. Acela în care când o persoană comunică, nivelul de desprindere față de propria trăire, față de propria experiență este atât de mare încât pur și simplu intră în memoria partenerului. Și cu alte cuvinte, intră în aceeași cameră experiențială ca și el. Și când intră în aceeași cameră experiențială ca și el, trăiește în timp real ceea ce celălalt trăiește, adică îl vede, îl conștientizează, pur și simplu ești acolo cu el. Ăla e momentul în care cel care povestește simte că este însoțit. Da? Și în momentul în care cel care povestește simte că este însoțit, înseamnă că nu mai este singur. Până atunci era singur, din acel moment nu mai este singur. Și atunci, la nivel de cuplu, nu mai este singur. Nici în afară, pentru că există această poziționare, dar nu mai este singur nici în interior. Și atunci, ăla e momentul în care cei doi au sentimentul că de fapt sunt împreună. La nivel de cuplu, în general, oamenii sunt singuri. De ce? Pentru că cei cu care sunt în relație
nu au disponibilitate emoțională să mai călătorească într-un spațiu interior, să-și caute o reprezentare asemănătoare și să te întâlnească pe tine pe o imagine similară sau mai mult să fie atât de flexibil cât să curgă cu tine experiența ta, să te întâlnească pe tine în spațiul tău de suferință sau de bucurie sau de ce-o fi. Deci asta e secretul, să fim înțelegători, să fim acolo. Secretul înseamnă că este acela că în momentul în care eu am un spațiu de conștiență, spațiul de conștiință este asociat unei stări vibraționale care este de fapt asociat unei realități, unui model de reprezentare a lumii. În momentul în care partenerul vine și îmi povestește sau mă prezintă un model care este al lui, dacă eu pot să curg în modelul lui de reprezentare și am această fluiditate, îl întâlnesc în modelul lui de reprezentare și atunci suntem și acolo împreună, și aici împreună, și acolo împreună, adică fiecare se întâlnește cu celălalt peste tot. Ăla e motivul pentru care în momentul în care cei doi sunt împreună fizic sau pur și simplu nu sunt fizic împreună, ei tot împreună sunt pentru că nivelul de sincronizare este atât de mare încât dacă unul trăiește o realitate, celălalt este tot timpul cu el. Ăla e momentul în care sunt împreună. Îi numeri pe degete. De ce? Sunt situații în care partenerii care curg împreună la nivelul acesta, deși nu se află în același spațiu, vorbesc cu celălalt continuu și încep să povestească, uite ce mi s-a întâmplat, dar tu ce părere ai, și își dau sfatul unul alt. Iar celălalt în timp real are sentimentul că vorbește, că partenerul lui care este la o anumită distanță comunică cu el și își răspunde la nivelul interior. Asta ce înseamnă? Că nivelul de comunicare între doi parteneri este la nivelul verbal, da? Adică folosim, hai să zicem, instrumentarul de comunicare sau de interacțiune la nivel de simțuri care țin de fizic, da, pe plan dar fizic. Mai există și la un alt nivel, care vorbim de corpul sufletesc. Atenție, cel mai mare dialog între doi parteneri este la nivelul corpului sufletesc. Și atunci, în momentul în care doi parteneri se află într-un spațiu, nivelul de comunicare la nivel verbal, la nivel fizic, la nivelul așa, poate să fie de la 1 la 5%, maxim, din perspectiva mea. Toată cealaltă comunicare este la nivelul sufletului. La nivelul sufletului. Psihologia, NLP-ul și toate astea vin și spune că este comunicare verbală, non-verbală, paraverbală. Dar atenție, verbalul, non-verbalul și paraverbalul prin reprezentare corporală, astea sunt 5%. Ei spun că sunt 100%, nu, sunt maxim 5%. 95%, 99% este comunicare de suflet, ca să nu zic 99,99%, da. Da? Din perspectiva mea. Adică cea mai mare comunicare este la nivel de suflet. Da? Și atunci, dacă 99% sau 99,99% este comunicare la suflet, care e motivul pentru care două persoane se aleg să fie împreună, măcar pentru o etapă de drum? Pentru că, în esență, ele comunică din aceeași cameră perceptuală. Asta înseamnă că două persoane care aleg să fie împreună, în acel moment de sincronizare, ele comunică pe acel 99,99% sau 99%. Asta înseamnă că nivelul de asemănare în activarea memoriilor este atât de mare, încât pur și simplu apare un moment sincron în care ei curg împreună. În momentul în care ei curg împreună, nu mai contează care sunt noțiunile tale, care sunt noțiunile altora. Noi, cei doi comunică. Și în momentul în care cei doi comunică, se creează acel punct în care informația din unul trece în celălalt, doar că singura parte care nu este conștientă de această curge este conștientul. Ei, când în momentul în care conștientul începe să observe o ieșire din această matcă, când o începe să observe? Când nu mai există. Da. Că atâta vreme cât există, conștientul nici măcar nu știe ce se întâmplă. Conștientul are sentimentul că este normal să fie așa. Nu este normal să fie în relație cu cineva, e normal să stai acolo. În momentul în care apare un defazaj la nivelul corpului sufletesc, prin activarea unor memorii, prin curățarea unor memorii, prin defazarea care ține de creșterea nivelului de iubire sau creșterea nivelului de agresivitate sau așa ce, când apare defazaj la nivelul corpului sufletesc, conștientul descoperă faptul că nu mai există. Nu mai sunt în fază. Și când nu mai sunt în fază, începe să vadă tiparele diferență. Dar doar atunci. Asta e și motivul pentru care când doi oameni sunt împreună, este pentru că sunt în fază. Ce e important când sunt în fază? Important este că atunci când sunt în fază, au aceeași reprezentare interioară la nivel sufletesc. Cu alte cuvinte, au memorii asemănătoare la care se raportează. Fie că le-au construit ei în viața asta și sunt asemănătoare, fie că le-au construit în alte vieți, fie că sunt construite pe memorii
translive, active și care cumva se regăsesc în oglindă. Ăsta e și motivul pentru care dacă stai și te gândești la structura de familie pe care, biologică pe care o ai, când ești asociat cu familia ta, vei întâlni un partener care are un model de familie asociativ identic. În momentul în care tu schimbi reprezentarea despre realitate și depășești anumite forme de atașament de familie, nu mai întâlnești un partener care să aibă imaginea de familie asemănătoare cu a ta. Da, adică să aibă același comportament. Întâlnești parteneri care au o imagine poate asemănătoare cu ceea ce tu ai devenit. Da. Dar atenție, în acel moment ai putea spune că tu nu mai ai familie, adică apartenența nu mai este la o familie biologică care ți-a dat corpul, ci este apartenența de odinire la o familie biologică, model pe care cumva o modelezi din afară. Da? Ce frumos! Da. Și atunci, dacă noi ne uităm din perspectiva relațiilor de cuplu din unghiul ăsta, am putea spune că relațiile de cuplu care nu funcționează, să le vedem disfuncționale, de fapt ele funcționează. Da? De ce? Pentru că ele nu fac altceva decât să reproducă o memorie tampon care cumva este reciclată, da? Continuu, este continuu reprodusă. Și dacă partenerul nu s-ar comporta așa cum tu întâlnești în reprezentarea ta internă, atunci ar fi o anormalitate. Da. E normal să te bată, e normal să te mintă, e normal să te înșele, e normal să-ți facă nu știu ce, să-ți facă... Aia e normalitatea. De ce? Pentru că aia e reprezentarea internă a normalității. Și atunci, când o relație de cuplu este pe modelul ăsta și ea continuă, înseamnă că aia e reprezentarea internă, asta înseamnă că aia e arhiva. Fie translife, fie transgerațională, fie este din reprodusă din viața asta. Ca să poți să ieși din acel model, în primul rând trebuie să-mi doresc. Dar de ce mi-aș dori să ieși dintr-un model care are o reprezentare internă? Adică reprezentarea internă este manifestată în extern și o regăsesc perfect ca o normalitate internă. A, că sunt mici nuanțe care nu se potrivesc, aia de fapt nu e relevant pentru că peste 95% este ok. Și atunci, o persoană care se uită la un alt cuplu și vede un comportament care îi se pare ciudat, dar se uită dintr-un sistem de valori diferit, o să zică că relația aia de cuplu nu este ok. Atâta vreme cât ei sunt împreună, e perfect ok. Da? Și atunci, avem sentimentul că de fapt lumea nu este ok, că lumea suferă, că lumea nu se dezvoltă. Nu? Dar atenție, e o normalitate suferință. În modelul lor. Normalitate minciuna. E o normalitate să n-ai valoare. E normalitate să fii desconsiderat. Ai normalitatea. De aia și stau normalitatea respectivă. Că tu trăiești într-un alt model în care reprezentarea internă a normalității este diferită de reprezentarea celălalt internă, asta e deja o altă poveste. Și atunci ce faci? Tu vei judeca locul în care celălalt stă, modul în care este tratat, modul în care tratează și vei zice că nu este normal pentru că tu trăiești o altă reprezentare a realității. Și atunci, doi oameni care au reprezentări interioare asemănătoare vor fi împreună, chiar dacă, din punct de vedere al comportamentului, avem sentimentul că, de fapt, ceva nu funcționează. Ba da, funcționează pentru că ce e în interior este și în afară. Și atunci, când ne uităm la un model din acesta disfuncțional din perspectiva noastră și noi zicem că este disfuncțional, el este perfect funcțional pe modelul ăla. Și funcționează perfect atâta vreme cât fiecare își satisface nevoia internă și fiecare este tratat după cum consider că este normal. Dacă eu în memoria, adică în reprezentarea internă, este normal să fiu tratat cu duritate, să fiu tratat cu desconsiderare, să fiu criticat, să fiu judecat, în acel moment, faptul că sunt criticat, sunt judecat în afară, sunt desconsiderat, e normal. Pentru că cum mă tratez eu în interior, așa mă las tratat și în exterior. Și este o normalitate. Pentru că poziția pe care o ocupi în spațiul interior, în raport cu toate arhivele de memorie pe care le-ai construit, care reprezintă biblioteca ta informațională, biblioteca ta de realitate, când o regăsești în comportamentul exterior îndreptat către tine, zici că aia e normalitate. Ăsta e și motivul pentru care e normal să fii sclav. Da? Că atenție, da. Avem o normalitate din spate de a fi sclav. E normal să fii la dispoziția celor care te-au creat ca femeie, ca bărbat, să ai relații sexuale la cerere, că alea sunt. Adică este o normalitate, e o cutumă care se poartă din generație în generație, care are în spate o rădăcină, și anume rădăcina celor care au creat rasa umană ca fiind o rasă sclavă folosită pentru ce-o fi. Da? Da.
Când vorbim de că îngerii Domnului au coborât la, au coborât la pământece că le-au găsit formați, noi vorbim de faptul că zeitățile care cumva, hai zicem, extraterestre, că erau zei, și-au ales dintre pământence, dintre corpurile femeiești, prezențe cu care să creeze copii hibrizi, ceea ce numim noi semizei. Da? Da. Asta vorbim noi din, da, din tot ce înseamnă mitologie. Asta ce înseamnă? Mitologia înseamnă o istorie. Da. Da? În momentul în care noi avem interferențe de tipul acela și avem poziționări de tipul acela, adică sunt alese femeile cu care să... Asta înseamnă că era ca la, da, ca la târgul de vite. Aleg aia, gata, și treaba. Dar poziția rasei umane în raport cu cei care au creat, care era? Sunt la dispoziția ta, oricând ai o nevoie, eu ți-o împlinesc. Și asta înseamnă să fii într-o poziție de deservent. Dacă stau și ne uităm din punct de vedere al poziționării în relația de cuplu, același lucru îl facem și în relația de cuplu. Suntem într-o poziție în care să servim anumite modele. Dar atenție, nu servim o persoană sau alta, servim modelul. Modelul ancestral pe care a fost instalat la bază, de ascultare, de obediență, de îndeplinirea unor modele de tipul cutume, obligații, alea rămân acolo, da? Și ele creează continuu o cerere de poziționare și de respect în acel model, astfel încât tu, când regăsești un comportament de atitudine, de poziționare, de trufie din partea partenerului, ce faci? Te întorci și îl servești. Că da. E ca și cum luăm modelul de trufie, luăm modelul de obediență și de ascultare. Ei, când vorbim de relațiile de cuplu, se spune că o relație de cuplu este adică se ajunge la o zonă de respect în momentul în care apare conștiență. Dar ce înseamnă conștiență? Conștiența înseamnă să descoperi care sunt acele comportamente, atitudini prin care tu te duci într-o poziție fie de superioritate, poziția zeităților, și zeitățile vorbim de toți zeii din vechime care de fapt erau extraterestri, doar că li s-au tot schimbat numele. Da. Vorbim de documente istorice, nu am inventat eu informațiile astea. Da? În momentul în care zeitățile se puneau într-o poziție de superioritate și tu ca muritorul de rând, da? Că mai erau și considerați nemuritori, da? Că trăiau foarte mult, să vorbim de zeci de mii de ani, sute de mii de ani, da? Documentat. Da. În momentul în care tu stăteai și te uiteai la ei care aveau puteri deosebite, că vorbim de arme nucleare pe timpul ăla, da? În momentul acela tu stai și te uiți așa. Da? Când te uiți așa, de acum, tu de fapt înveți această poziție. Este o poziție învățată și doar reprodusă și reprodusă și reprodusă. Adică structura umană de bază, ce face? Creează o poziție de ascultare, de obediență, de normalitate, în care cineva este foarte sus, ăla e Dumnezeu, adică zeitatea care te-a creat, Dumnezeu cu dă mic. Nu vorbim de Dumnezeu adevărat. Da? Dumnezeu cu dă mic. Dumnezeu cu dă mare este creatorul tuturor modelelor, spațiilor, formelor, vorbim de acea conștiință extinsă. Noi vorbim de zeitățile Dumnezeu cu dă mic. Și atunci omul caută să se poziționeze într-un fel. Când pe timpul vieții unul dintre ei se duce într-o poziție polară superioară, celălalt se duce într-o poziție polară inferioară, pentru că e modelul lor intern, e modelul nostru intern. Ei, respectul de sine, respectul de celălalt care, când apare? Când nu mai ai nevoie să te poziționezi nici sub, nici deasupra. Sub înseamnă că cineva e deasupra și trebuie să-l recunosc ca fiind valoros, potent. Și când o să-l recunosc? Când manifestă comportamentele, atitudinile și, hai să zicem, acele elemente de manifestare specifice ale zeilor, adică ale extraterestrilor, care cumva erau în viziunea interioară, erau deasupra. Da. Și când unul dintre pământeni, să zicem, cei întrupați, manifestă acea poziționare, da? Celălalt ce face? Manifestă exact polul opus. Da. Pentru că ăsta e antrenamentul. Respectul de sine apare când apare, sau respectul de celălalt apare când ieși din mecanismul ăsta. Când nu mai ai nevoie să joci nicio poziție de inferior sau superior. Superior. Da? Niciuna de superior. Dacă o rasă umană ar fi fost creată să fie egală, ar fi fost creată să fie egală doar cu oameni care sau cu ființe care se vedeau egale. Da? Are sens? Asta e misiunea noastră, da. Și atunci, modelul lor intern al rasei umane ar fi fost să fie tot timpul să mergem pe egalitate. Dar pentru că rasa care a creat la bază structura umană era într-o poziție de inegalitate cu împărat, cu un conducător, că așa sunt documentele, da? Și cumva arată acest lucru,
Noi facem, nu facem altceva decât să ne ducem tot așa în poziții ierarhice de superioritate, inferioritate. Ei, o prezență care iese din această nevoie de poziționare sus-jos poate să se pună la egal cu celălalt. La nivelul relației de cuplu, când doi parteneri nu mai au nevoie să fie unul deasupra sau unul celălalt, sunt într-un proces de învățare continuă în care unul poate a învățat, a înțeles și ceva ce îi preda celălalt ce a înțeles, fără să simtă neapărat o stare de superioritate, iar celălalt, fără să simtă o stare de inferioritate, preia de la celălalt ce celălalt a înțeles, integrează în interiorul lor și cresc împreună. În momentul în care unul dintre ei scapă și iese din acest model și se duce într-o poziție de superioritate, s-a rupt raportul. Dacă unul se pleacă din poziția de egalitate și intră într-o poziție de inferioritate, din nou s-a rupt raportul. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când la nivel de cuplu noi ne vedem superiori sau inferiori, ca și poziționare, noi de fapt rupem raportul, dar atenție, rupem continuu raportul pentru a ne poziționa în poziția primară de formare a identității umane, așa cum ne vedem noi. Dacă stăm și ne gândim, nu există rase, omul nu este un om care să fie asociat pământului. De ce? Pentru că singura formă care era asociată pământului era primatul. Da? Elementul, primatul pe care s-a grefat și pe care s-a făcut modificarea. Omul este un hibrid. Da. Iar hibridul, când a avut conștiență de sine, și-a înscris în memoria lui poziția de bază. Aia e arhiva noastră, ăla e biosul. Poziția de bază care este? Că eu sunt creat de cineva și ăla este tatăl meu și ăla este reprezentarea supremă, iar eu am o poziție de inferioritate. Și am învățat poziția de inferioritate sau în poziția de fără valoare sau poziția în care ești un fel de ești dispensabil fără nicio problemă, oricând poți fi înlocuit, pentru că ești un bun utilizat doar într-un proces de producție, într-un proces de exploatare și atunci ești ca un bun pe plantație. Ei, când omul a învățat la bază că e ca un bun pe plantație, nu face altceva decât să reproducă memoria de bază care este continuu menținută, pentru că, în esență, asta facem. Dacă stăm și ne gândim, practicăm modelul de om pe plantație, ca angajați. Dar atenție, când o practicăm ca angajați, o practicăm în relația de cuplu. Când o practicăm în relația de cuplu, înseamnă că am practicat-o în relația de familie. Asta înseamnă că părinții noștri ne-au tratat ca niște angajați în interiorul familiei. Fie ei angajați la noi, fie noi angajați la ei. Da? Și dacă stăm și ne uităm din punct de vedere al parentingului, că no, să ajungem la un moment dat să analizăm și asta într-o altă emisiune, bine, într-un alt context, în momentul în care la nivel de familie te formezi în care părintele să fie inferior ție și, sau tu să fii inferior ei, așa, ca și poziție, vei duce în relația de cuplu exact modelul de acolo. Da? Câte familii întâlnești în care părintele se ceară copilului egalitate de drepturi și responsabilități? Nu merg pe deget. De ce? Pentru că tot timpul facem ori pampering, ori folosesc copilul, da? Ori îi fac pampering, ori îi folosesc copilul, ori îl exploatez pe copil. Ori mă exploatez pe mine, ori îmi fac mie pampering, da? Ca părinte. Deci cumva dezechilibrul se creează la bază și dezechilibrul care rămâne ca arhivă la prima piesă transgerațională, adică mama și tata, e de fapt replicată de copil ca un ecou. Și atunci, în relația de cuplu, n-ai cum să găsești o poziție de echilibru decât dacă cei doi se dezic de familie. Ăsta e și motivul pentru care, când zic de se dezic de familie, nu în sensul că renunți la familie, nu mai ai nicio responsabilitate, că mai zicea lumea undeva pe Facebook că și ce, îndemni oamenii ca să nu mai aibă grijă de părinți și să le asimul. Nu vorbesc de asta. Vorbiți de dezicerea din punct de vedere al comportamentului, afilierii la un model de, hai să zicem, de poziționare intern. Renunță la poziția învățată, oferă ți o poziție ieșită din model ca să poți să îți oferi ție altă experiență. Asta nu înseamnă că nu ai grijă de persoana care cumva ți-a făcut corpul, că în esență mama tot ce a făcut, de fapt nu mama, că mama este prezența de lumină și iubire. Corpul mamei și cu corpul tatălui au creat un corp. Da. Și de fapt asta este singurul grad de rudenie între copii și părinți. Corpul. Între parteneri, singurul grad de legătură care este? Atenție, nu este corpul, este nu corpul fizic. Este corpul, sufletesc magnetismul și dincolo de el, prezența de lumină și iubire. Da? În esență,
În momentul în care eu, la nivel de cuplu, stau într-o relație cu un partener, da, este pentru că reprezentarea mea internă despre mine și reprezentarea internă a celuia despre sine se potrivesc. Și dacă se potrivesc, înseamnă că avem modele diferite din care venim. Asta înseamnă că modelul sursă care au creat cele două corpuri sunt atât de asemănătoare încât ne aduc împreună. La un nivel superior, dacă noi părăsim modelul de bază, da, de asociere cu mediul transgenerațional, nu mai contează ce simt în interiorul meu. Pot să fac ceea ce opus la ceea ce simt. Ăsta e și motivul pentru care ai putea să zici că ai depășit nevoiul de atașament emoțional, de a juca un rol, da, în relația de cuplu și poți să te duci într-o poziție liberă în care poți să ocupi orice altă poziție și poți să-ți manifesti orice altă tendință diferită de modelul de bază transgenerațional. Ăla e momentul în care devii liber din punct de vedere al poziționării în relația de cuplu. Cât sunt așa? Îi numeri pe degete. Da. Ca să ajungi așa, în primul rând ai nevoie să te desprinzi din magnetisme legate de furie, de supărări sau de asocieri, de regăsiri, hai să zicem, de regăsiri în modelul de familie sau mai știu eu cum. Sunt niște procese care, dacă le faci, ușor, ușor, ieși din acea relație, da, magnetică și poți să te duci pe roluri specifice pe care încep să ți le alegi. Da? Cu alte cuvinte, atunci când vrem să avem o relație sănătoasă, frumoasă, conștientă, este necesar să lucrăm prima dată cu noi înșine. Exact. O relație sănătoasă, frumoasă cu partenerul de cuplu înseamnă o relație frumoasă, sănătoasă cu membrii transgeneraționali cu care te oglindești și cu tine. Da? În momentul în care tu te pui în mijloc cu membrilor transgeneraționali și ai o relație de iubire și față de tine și față de ei în mod egal, apropo de ce zicea Iisus, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, adu-te pe tine în interiorul tău, adu-i pe toți ceilalți în interiorul tău și iubește-i în mod egal, că nu e unul mai relevant ca altul. Din punct de vedere al transgeneraționalului, este doar o extensie a unui program de câmp care cumva trece dintr-o generație într-alta. Nu e nimic specific diferit. Iar la nivelul corpului de lumină și iubire, la fel, venim toți din aceeași sorță. Nu e unul mai... puterea de iubire este diferită în funcție de cum a fost antrenată? Da, asta e singura diferență între noi. Dar, în esență, dacă eu îmi doresc ca să am o relație de cuplu ok cu partenerul meu, în primul rând am nevoie să pot să cur cu el. Ca să cur cu el, am nevoie să nu mai fiu static. Ca să nu mai fiu static înseamnă că nu mai e nevoie să stau într-o poziție fixă în care fie judec, fie critic, fie că mă judec, fie că mă critic. Fie că resping, fie că mă resping. Fie că crez o altă poziție de opoziție sau de atașament, indiferent ce este acolo, am nevoie să mă demagnetizez. Și abia după ce m-am demagnetizat și curg, pot să curg și în realitatea partenerului. Și în momentul în care curg în realitatea partenerului, mă pot întâlni cu el. Dacă eu stau în realitatea mea și partenerul stă în realitatea lui, cu siguranță nu există loc în care să ne întâlnim, că fiecare, de fapt, e în camera lui. Da. Dacă eu stau într-o cameră și partenerul stă într-o cameră lui, cel puțin putem să ne auzim prin perete, dar noi nu o să ne întâlnim niciodată. Și dacă stăm și ne uităm în realitățile de cuplu, de fapt asta trăiește fiecare în viața de zi cu zi în familie sau în general asta se trăiește. Ne uităm la oameni, cât de mult se țin de mână și când se țin de mână, cât de mult sunt prezenți că se țin de mână. Da. A te ține de mână a devenit așa un obicei. Un light motiv, ca să zic. Da. Când îl ții de mână, doar mâinile se țin între ele sau se țin și prezențele prin intermediul mâinilor? Da? În funcție de ce există ca realitate, aia se trăiește și în spațiul interior. Când ești într-o cameră cu celălalt, oare îl întâlnești sau tu ești, deși ești în cameră fizic cu el, tu ești în realitatea ta și el e în realitatea lui? Oare realitățile voastre se împletesc? Oare poți să-i spui tu partenerului tău cine ești tu în realitatea ta? Ce simți tu în realitatea ta, poți să-i spui ce îți place, ce nu-ți place, fără să ai sentimentul că ești deasupra sau sub. Poți tu să-l lași pe partenerul tău să-ți spună ce e dacă când e acolo sau acolo, fără să ai nicio problemă. Acolo începe să fie curgerea. Și până nu se ajunge în punctul ăla în care să se curgă, de fapt nu există întâlnire. Este doar o poveste în care fiecare își povestește că celălalt joacă un rol pentru el și de fapt fiecare trăiește într-un spațiu himeric, autotransă, în care își validează sau și invalidează propria poveste în raport cu în momentul în care vede cum se poziționează celălalt. Crezi o poveste, după care ce fac? Tot o modific și o modific și mai pun un petec și mai construiesc o cameră și mai pun ceva. De fapt, ce fac?
încerc să fac ca povestea mea să se potrivească cu realitatea celuilalt. Când tot ce am de făcut este să renunț la povestea mea și să mă conectez la celălalt, să întreb, dar de fapt, cine ești tu? Da? Câți parteneri își mai pun asta? Când își pun întrebarea asta? Când se cunosc. După ce s-au cunoscut, zic ei că s-au cunoscut, s-au întâlnit, stau și se ascultă 5 minute și după ce au ajuns să fie împreună și au închis nevoia de bază, de a fi împreună cu cineva. Și atât. Și acolo se oprește. Ăsta e și motivul pentru care luna de miere durează maxim 3 ore, maxim 3 zile și după aceea s-a oprit. Iar din momentul acela, relația de cuplu intră pe poziția rece. Da? Sunt puține persoane care stau pe poziția caldă în care, pur și simplu, când le iau pe celălalt în brațe, să fie acolo împreună. De ce? Dacă nu, fiecare e în realitatea lui, în povestea lui. Și fiecare traduce comportamentul celălalt prin povestea sa. Fără să-l întrebe pe celălalt ce ai vrut să spui, de fapt, care e perspectiva ta, dar de fapt, ce simți legat de asta. Da? Cum te simți? Da. Ăsta e și motivul pentru care, din perspectiva lucrului cu, adică al fluenței în relația de cuplu, e nevoie de minim un minim de skill-uri pe zona de coaching. Da? Ăsta e și motivul pentru care predau coaching-ul. De ce? Pentru că, din perspectiva mea, a pune o întrebare înseamnă a fi acolo. Da. Când pun o întrebare și ascult și stau în relația cu celălalt și sunt prezent în răspunsul lui, de fapt eu sunt cu el în cameră. Și în momentul în care am posibilitatea să fiu cu el în cameră, ăla e momentul în care suntem împreună. Este singurul moment în care tu nu mai ești singur, cel puțin la nivel reprezentativ, și el nu mai este singur. Sunteți într-o cameră. Dar atenție, a fi împreună la nivelul ăsta este doar începutul, pentru că singurul moment în care vei simți că ești împreună cu celălalt este momentul în care te întâlnești la nivelul corpului de lumină și iubire. Pentru că nu mai există spațiul sufletesc care te separă. Iar spațiul sufletesc ce înseamnă? Arhivă transgerațională, arhivă translife și tot ceea ce tu ai sedimentat ca trăiri și experiență la nivelul ăsta de întrupare. Și de-abia atunci putem să zicem de o realitate specifică. Deci, misiunea noastră este să ne înțelegem partenerul, să-i dăm întrebări. Cum se simte? Ce simte? Cine este el? Cine suntem noi? Da, din perspectiva mea, misiunea noastră nu este alta decât să, în primul rând, să vedem unde anume ne-am părăsit noi pe noi, unde ne-am uitat. Unde da? Nu ne-am mai iubit. Unde e momentul în care conștientul nostru nu mai este, s-a separat de partea de prezență de lumină și iubire. Că la început nu aveam reprezentare despre locul de aici. Singura reprezentare este la faptul de a fi. De a fi și erai tu și atât, nu mai conta. După care ai intrat în contact cu tot felul de informații și au apărut separările. Ăla e momentul în care te-ai dezis de tine. La nivelul ăla de scurtcircuitare s-a creat un nivel de separare. Iar toți partenerii pe care i-ai atras au fost identici cu tine, adică separați la fel ca tine. Când te-ai desprins tu de tine, când te-ai separat tu de tine, ca să-ți dai seama cum să te întorci la tine, ca să poți să-ți întâlnești un partener care este mai întreg, la fel cum tu ești de întreg. Așa că, în procesul de lucru cu sine, cu cât mă apropii mai mult de mine, cu atât voi atrage un partener care este mai mult ca mine. Dacă eu lucrez cu mine și partenerul nu lucrează cu el, cu siguranță lucrurile nu o să mai meargă împreună, pentru că eu trăiesc în un nivel de, hai să zicem, de integritate cu mine mai înalt și partenerul trăiește într-un nivel de integritate mai jos. Și atunci cumva am sentimentul că el se minte și că mă minte, că în esență asta se întâmplă. Când ne mințim pe noi, de fapt, ce facem? Transformăm realitatea interioară într-o poveste. Când ne spunem povești, nu mai suntem cu adevărat în autenticitate, în ceea ce suntem, noi cu noi. Ei, primul pas sau pasul pe care l-avem de făcut este să ne întoarcem noi la noi și să ne dăm voie să intrăm în relații care să oglindească nivelul nostru de oglindire. Asta într-o relație în care nu te regăsești, de fapt este o pierdere de vreme și pentru tine și pentru el. Asta e și motivul pentru care, din perspectiva mea, toate relațiile de pe pământ care nu sunt într-un punct în care să te regăsești și să-ți dorești să cuși cu celălalt în modelul lui, sunt inutile. Sunt pierdere de vreme și pentru unul și pentru celălalt și pentru copii și pentru urmași și pentru toată zestea transgerațională. Da. Domnul Antonie, ne-am apropiat de final, suntem la finalul emisiunii, un subiect foarte frumos despre relații. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați transmis și ați dăruit astăzi. Dragi prieteni, ne revedem data viitoare cu un nou subiect. Mai amplu și mai adânc. Mai amplu și mai adânc, da. Mulțumim. Pe curând. Mulțumim. Pe curând.